Nu voi rămânea dator nimănui. Care se ostenește, Iisus Hristos este Domnul. Pentru numele meu și lucrarea mea, ci voi intra la lucru, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, în corturile unde sunt așteptat, unde sunt chemat și unde sunt dorit, viu este Domnul. Pentru că planurile celui rău vor căuta să lovească fără milă, îmi voi pune protecția mea mai departe și mă voi lăsa găsit de cel ce mă caută. În odăița lui viu este Domnul. De aceea nu abandona lupta, nu te simți nevrednic, pentru că atunci când mă chem, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, te întăresc, te curățesc, și îți vine în ajutor și nu te las singur. Iisus Hristos este Domnul. Împărbătează-te și mergi înainte, că în felul acesta, luptând, vei vedea biruința pe care o aștepți în dreptul tău. Iisus Hristos este Domnul. Parameno golei blat nazidocove filvet natel. Pentru că întunericul care se apropie poporului de tine este mare, dar dacă vei rămâne sub mâna mea, brațul sfânt te va călăuzi și vei simți îndurarea mea de aproape în aproape. Viu este Domnul și nu te vei clătina. Îmi voi ridica o mărturie vie dintre poporul tânăr, viu este Domnul. Cei care se vor lăsa modelați, prelucrați de cuvântul meu și călăuziți de puterea mea, viu este Domnul. Îi voi prelucra, îi voi modela și apoi voi folosi lucrările mele. Iisus Hristos este Domnul. De aceea, popor tânăr, lasă-te prelucra. Pe caută-mă și mă voi lăsa găsit de tine și vei fi o mărturie vie în vremea aceasta. Iisus Hristos este Domnul. Amin.